La sfârșitul lunii decembrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT erau înregistrați aproape 8200 de șomeri. Cei mai mulți dintre aceștia sunt bărbați. Comparativ cu luna precedentă, acest indicator a înregistrat o ușoară scădere. La sfârșitul lunii decembrie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, erau înregistrați 8.194 șomeri, din care 3.765 femei, rata șomajului fiind de 6,33%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 6,34%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,01 puncte procentuale. Cei mai mulți șomeri, peste 7200, sunt neindemnizați și provin din mediul rural. Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJFM OLT, apoi șomerii cu nivel de instruire liceal, urmat de cei cu nivel de instruire primar și fără studii, iar peste 16% au absolvit învățământul profesional. Șomerii cu nivel de studii post-liceale reprezintă 1,22%, iar cei cu studii superioare au o pondere de 1,98%. Din totalul de 8.194 de persoane înregistrate în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT, 965 erau beneficiari de indemnizație de șomaj și 7.229 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 6.723 șomeri provin din mediul rural și 1.474 sunt din mediul urban. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate stabilit prin profilare se prezintă astfel: 1542 de persoane foarte greu ocupabile, 3968 greu ocupabile, 2089 mediu ocupabile, iar 595 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele AJFM.